Acesta este un Ah, pistol este Carpați, o... modelul 1974, calibru 7,65 mm. Este un model asemănător cu cel care a fost sustras din locuința colegului nostru. Un astfel de pistol cu glonț este în mâinile unor hoți, care probabil nu știu cât de periculos este și nu știu cum să-l folosească. Polițistul prădat îl ținea sub cheie, într-un seif încastrat în perete, conform prevederilor legale, asigură superiorii lui. Din locuința a fost sustras un pistol calibru 7,65, un laptop, câteva bijuterii de familie și o anumită sumă de bani. Pistolul respectiv era ținut într-o cutie metalică care era încastrată în perete, conform prevederilor legale. Polițistul a plecat de acasă împreună cu soția lui aseară în jurul orei 8, când s-a întors a găsit casa răvășită, iar seiful din perete deschis. Hoții au furat 3.000 de lei, un laptop, bijuterii și chiar pistolul din dotare al polițistului și 12 cartușe. Au pătruns cu ușurință din mobil pe geam, întrucât agentul locuia la parter și nu avea gratii la fereastră. Domnul lucrează în circulație și doamna nu știu unde lucrează, s-a mutat de curând și a aranjat apartamentul și ea câtă când acasă le-a venit. A tăiat lanțul acolo și a intrat pe balcon, pe geam, dar la... O fi spart termopane, n-am fost în spate să văd, ca să pot să spun ceva. Că s-a spart apartamentul și de asta vă spun că șocul a fost destul de mare, fiind de aici la parter și... Unde au intrat hoții, doamna? Pe acolo, prin spate, pe ușa aia care este. Ușa era legată cu lanț, cu lac, deci au fost, noi am asigurat într-un fel. Niște oameni extraordinari și de la fata care a fost înainte, tot așa ne-au spus că sunt niște oameni cum se cade. Un cățel așa mare, un pechinez. A simte orice, dar văd cum nu o simțit, nu știu. Când mai întâi au furat biciclete de aici, de sus, simțea cățelul. Polițistul este agent de patrulare la postul rural din localitatea Jebel și are experiență de 10 ani în domeniu. Colegii lui de la Departamentul de Arme și Muniții au ridicat sistemul de închidere al cutiei metalice, în care se afla pistolul și încearcă să stabilească cum au reușit hoții să-l spargă. Agenții de la rutieră au instituit filtre la toate ieșirile din oraș. Spuneți-vă, rog, persoana care este cu dumneavoastră, îl cunoașteți? Nu l-ați luat la ocazie, da? Bine, colegul dumneavoastră, bine, prezentați documente și deschideți, vă rog, să vedem ce transportați. Polițiștii l-au audiat în cursul acestei dimineți pe colegul lor și au întocmit un cer de suspecți.